Salutare, dragi prieteni, noi suntem Marius și Elena. Iată, am ajuns la finalul concursului nostru. Cum bine știți, în fiecare lună noi am făcut un live, sau mai bine zis am difuzat o înregistrare video sub formă de live. Am făcut un concurs cu premii. Cine scria în comentarii cuvântul particip, le treceam numele pe un bilețel și la următorul video noi extrageam câștigătorul. Iată-ne că am ajuns la sfârșitul concursului nostru. De acum înainte nu o să mai facem concurs. Nu o să mai facem această extragere și deocamdată o să ne oprim aici cu cărțile. Premiul era întotdeauna, vă dădeam câte o carte și a mai rămas câțiva participanți de la ultimul nostru video. Așa că am vrea să-i premiem pe acești ultimii participanți. Haideți să vedem cine sunt participanții. Doina Vârciu, Mihaela Găleanu, Zoltan Tibor, Elena Vasilachi, Clara Pădureanu. Da, avem 5 participanți la ultimul nostru video, cei care au scris cuvântul particip, deși unul dintre participanți, Zoltan Tibor, a scris particip la videoul despre avort. Dar noi l-am trecut pentru că videoul despre avort a fost înainte de ultimul nostru video, nu? Dar l-am trecut aici, l-am trecut ca să participe și dânsul. Ne bucurăm că participă, așa că noi ne-am gândit în felul următor. Nu o să facem astăzi nicio extragere să vedem cine va fi câștigătorul, ci ne-am gândit că sunt 2 participanți, adică Zoltan Tibor și cu Elena Vasilachi, care n-au participat niciodată, ceilalți au mai participat, au mai câștigat, au primit multe, multe cărți. Așa că ne-am gândit că acești 2 care sunt participanți aici să le dăm câte o carte la fiecare și să încheiem concursul nostru de acum înainte. Cei care n-ați participat până acum, ne pare rău, vom mai face și pe viitor un alt concurs, tot ceva de genul acesta, dar va mai trece un timp până atunci. Dar dacă dintre dumneavoastră sunt unii care au unele probleme în căsnicie și sunteți interesați de un oarecare subiect și vreți să știți mai multe sau să știți cum să rezolvați problema, fiți deschiși să ne scrieți pe e-mail și noi vom încerca să trimitem informații potrivite, să vă susținem în rezolvarea problemelor voastre. Noi suntem deschiși și chiar dacă va fi nevoie, chiar și carte putem să vă trimitem. Doar să ne scrieți în privat, pe e-mailul care este postat pe acest canal. Dorim ca Domnul să fie cel care să intervină în căsniciile voastre și să vă ajute, să vă susțină în toate situațiile complicate, dificile din căsnicia voastră. Deci, Zoltan Tibor și cu Elena Vasilachi avem pentru dumneavoastră niște cărți, dintre care dumneavoastră puteți să vă alegeți. Avem așa: Căsătoria, împlinire sau frustrare, de James Dobson, o carte foarte bună. Avem o carte despre viața de familie, scrisă de Elisabeta și Iosif Zon. Apoi avem Legământul căsniciei, de Derek Prince, o carte foarte bună. Și avem și despre avort, o carte, dacă cumva Tibor, Zoltan Tibor, ești cumva interesat de această carte, noi putem să ți-o dăm. Nu e nicio problemă. Dar rugămintea mea este să ne scrieți adresa unde să vă trimitem cartea. Pentru că avem așa o situație puțin mai complicată. Avem 2 participanți din alte, din trecut, adică de la alte videouri, care au scris cuvântul particip, au câștigat la concurs și nu ne-au scris adresele și noi am rămas cu cărțile. Am rămas cu aceste 2 cărți. Deci este vorba despre Mariana Râpan, nu? Care
a câștigat cartea Satan, ia-ți mâna de pe căsnicia mea, dar nu știm unde să o trimitem. De aceea te rugăm să ne trimiți, să ne scrii în comentarii sau probabil pe mail nostru privat un mesaj în care să ne spui unde să-ți trimitem cartea. Și mai avem și o altă carte care este a lui Ovidiu și Daniela Diac. Da, ei au fost participanți mai de mult, au câștigat această carte, dar nu ne-au trimis adresa. Și noi nu știm unde să o trimitem. Deci, vă rog frumos să ne scrieți pe mail adresa dumneavoastră ca noi să vă putem trimite. Cam acesta a fost concursul nostru în această perioadă. Așa cum am spus, vom mai face concursul de genul acesta, doar să fiți pe fază, să fiți pe fază și să participați. Deci cam asta am vrut să vă transmitem. Acesta este un mic clipuleț în care noi vom finaliza astăzi concursul nostru cu cărțile. Sperăm că am fost de ajutor pentru cei care ați participat la acest concurs. Noi dorim ca cărțile care le-ați primit să vă ajute în căsnicia voastră ca să aveți o căsnicie fericită. Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să binecuvânteze familia dumneavoastră și căsnicia dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!